Litrul, multipli și submultipli, transformări. Litrul este unitatea principală pentru măsurarea capacității vaselor. Se scrie prescurtat L. Unitățile de măsură mai mari decât litru se numesc multipli litrului. Aceștia sunt decalitru, se scrie prescurtat DAL, hectolitru se scrie prescurtat HL, kilolitru se scrie prescurtat KL. Unitățile de măsură mai mici decât litrul se numesc submultipli litrului. Aceștia sunt decilitru, se scrie prescurtat DL, centilitru se scrie prescurtat CL, mililitru se scrie prescurtat ML. Aceștia cresc și descresc din 10 în 10. Să urmărim împreună scara transformării. Transformările se realizează astfel. Prin înmulțire cu 10, 100 sau 1000, din unități mari în unități mici sau prin împărțire la 10, 100, 1000 din unități mici în unități mai mari. Să luăm împreună un exemplu. Un kilolitru plus 200 decilitri plus 2 hectolitri plus 500 centilitri egal câți litri. Trebuie așadar să realizăm transformările. Kilolitru este mai mare decât litru de 1000 de ori. Așadar, vom transforma înmulțind cu 1000. 1 ori 1000 egal 1000 litri. 200 decilitri. Decilitrii sunt mai mici decât litrul de 10 ori. Așadar, din unitate mică în unitate mai mare, vom realiza transformarea împărțind la 10. 200 împărțit la 10 egal 20 litri. 2 hectolitri. Hectolitru este mai mare decât litru de 100 de ori. Așadar, vom face transformarea înmulțind cu 100. 2 ori 100 egal 200 litri. Centilitri. Centilitrul este mai mic decât litru de 100 de ori. Așadar, vom realiza transformarea împărțind la 100. 500 împărțit la 100 egal 5. Și acum să realizăm suma. 1000 litri plus 20 litri plus 200 litri plus 5 litri egal 1225 litri.